Serviciile de ambulanță din toată țara sunt supra-solicitate, iar medicii îi găsesc pe pacienți la un pas de moarte. Un paramedic din Cluj a arătat cum decurg intervențiile SMURD la cazurile grave de COVID-19. Bună dimineața! Ce s-a întâmplat? Deci am o durere infernală aici în spate. Păi, dar mă dau de funcție. Haideți că o să vă dăm ceva de durere, nu? Și ce s-a întâmplat acum, suna ambulanță? Din seara am început să aibă niște junghi, așa mă până. Uite aici, mă dau de funcție. Durerile îngrozitoare din zona plămânilor au început la o săptămână după ce fusese confirmat cu COVID-19, povestește tânărul de 34 de ani. Și sunteți COVID pozitiv? Da. De cât timp? De o săptămână. De o săptămână? De o săptămână ai testul pozitiv? Da. În aceeași situație se afla și soția lui. Niciunul nu este imunizat și chiar dacă vizibil se simt rău, cei doi susțin că nu ar vrea să fie internați. Sunteți vaccinați? Nu, am zis că nu se miște, că nu. Sunteți de acord să veniți cu noi la spital, da? Nu, o să mergem la infecțioase, bine?